Primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, i-au trebuit 4 luni să pună în practică un proiect insignifiant față de nevoile orașului. Toată campania electorală, Romanescu a vorbit despre transparență la primărie, însă nu a făcut decât să desființeze conferințele de presă. Echipa de comunicare a primăriei Târgu Jiu a anunțat că ședințele publice ordinare ale Consiliului Local vor fi transmise live pe site-ul instituției. Niciun cuvânt însă despre ședințele extraordinare, dar și cele de comisii, neobișnuit de numeroase, după venirea lui Romanescu la primărie. Acest lucru a provocat o reacție dură din partea jurnalistului Narcis Daju. Romanescu a anunțat în campania electorală că va transmite în direct ședințele de Consiliul Local. Aleșii au dorit să-i satisfacă această poftă proaspătului edil și i-au aprobat suma de bani necesară investiției. 100 de milioane de lei vechi au fost distribuiți pentru cumpărarea aparatelor necesare, însă acest lucru nu a fost suficient pentru că ședințele nu au existat. Ultima ședință de Consiliul Local ar fi trebuit să fie transmisă în direct, așa cum s-a spus, însă nu se știe motivul pentru care acest lucru nu s-a mai întâmplat. Narcis Daju a avut o reacție dură la vederea comunicatului idiot, așa cum a numit Daju informarea primăriei. Deci, bă, băiatule, știi cum se dă în fapt un primar? Simplu, angajându-și consilieri, primarul și consilierii lui cel puțin la fel de. Tocmai au emis un comunicat și mai, prin care anunță că după 3 luni de scremete și scânceli au reușit să cumpere echipament de transmisie live a ședințelor de Consiliul Local și că de acum vor transmite numai ședințele ordinare. Dar ședințele extraordinare ce-au? Dar ședințele de comisii ce-au? Vă consumă echipamentele? Vi se încetoșează camera video? Care sunteți voi? A scris Daju pe pagina de Facebook. La ultima ședință, transmisiunea live nu a funcționat în ciuda eforturilor depuse. Totuși, jurnaliștii s-au dovedit mai inspirați și au reușit în doar câteva secunde să transmită în direct ședințele de Consiliul Local, chiar pe paginile lor de socializare, acest lucru putând fi făcut cu ajutorul unui telefon în doar câteva secunde.